Bagă-le la ares. Bagă-le la ares, să te suc cu ele. Să te suc cu ele. Băi, așa, după mintea ta, înseamnă că trebuie să punem și borduri inteligente. Da, șeful, da, bravo, bravo, asta punem borduri. Și după tine așa, ce e, mă, o bordură inteligentă, mă? Păi, o bordură, da, inteligentă, eu cred că după mintea mea e o bordură de aia care... Îmi piede suflă, așa mi-a suflat. Da. Ele împiedică pe pieton să trece strada. Aha. Pietonii cad jos, trece mașina peste ei, îi lasă lați și învață minte altă dată să nu mai treacă decât pe culoare verde. Da, da. Da? Adică bordurile inteligente alea care scoate bani și din marmură să iacă. Asta e bravo, bravo, șeful. Pot să vă fac un cadou pentru răspunsul ăsta foarte bun? Ce cadou? A trecut pe roșu și... Ia să văd. Ia, uite. Da? E frumoasă? Ui! Pune jos, mă. Vai, de da, la... Te-nvăț eu minte. Da? Bravo, mă. Da, șef. Deci borduri inteligente. Da, șef. Păi înseamnă că mâine poimne o să avem și semne de circulație inteligente. Sigur că da, e mare nevoie de asta, mai ales în intersecții. Cum adică? În sensul giratoriu. Da? Semnele de circulație inteligente, ele trebuie să meargă înaintea mașinilor. Da. Mașinile merg după ele. Așa. Merg după ele și atunci ies din girator. Uite așa, după ele, după semne. Se duc și ele fiind foarte inteligente. Ce a făcut ăsta? Se învârtea în giratoriu.
Să vădeam giratorii ce l-am luat. Păi scoate-l și pune-l aici, mă, sigur că da. Bravo, mă, de... încep să înțelegi, mă. Deci... semafoare inteligente. Știi ce înseamnă? Borduri inteligente, semne de circulație. Ce mai știi altceva? Da, și să mai știu, șeful. Eu cred că polițiștii ăștia trebuie să devină foarte inteligenți. Foarte. Foarte inteligenți, mai trebuie să mai căpătăm inteligență. E bine, da. Șeful. Astea sunt chiar de sezon. Bagă aici. Pentru sezon, adică da. Thank you.